Bună ziua, dragi telespectatori! Sunt Gabriela Sava și vă zic bine ați venit la o nouă ediție a emisiunii Euroferma. Agritehnica, marea expoziție de la Hanovra, este un prilej pentru fiecare fermier să o viziteze. Pentru cei dintre dumneavoastră care n-ați putut ajunge, avem pe parcursul a mai multor săptămâni câteva noutăți pe care dorim să vi le prezentăm. Începem astăzi cu standul Clas. Bună ziua, domnule Radu Luigi! Bună ziua dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră! Într-adevăr, e o onoare să vă avem oaspeți la noi. A devenit o tradiție și știți cum e, lucrurile bune e bine să le păstrăm. Dacă americanii se laudă și se mândresc cu Farm Progress Show, o expoziție care se desfășoară în aer liber, în câmp, francezii sunt foarte mândri de SIMA, așa și germanii sunt foarte mândri de această expoziție agritehnică. Sunt foarte bucuros să constat că și din România interesul este tot mai mare și putem să avem deja înregistrat un număr foarte mare de fermieri români care au venit în primele două zile. Vreau să fac precizarea că ziua de duminică și luni sunt zile exclusive în care costul biletului este de 70 de euro. Și cu toate acestea am constatat cu mare plăcere un număr foarte mare de fermieri interesați care au fost dispuși să plătească această sumă pentru a se documenta. Pe ce se bazează noutățile în domeniu? Pentru că am simțit o intenție spre tehnologizare, spre informatizarea fermelor. Vreau opinia dumneavoastră. Da, într-adevăr, după părerea mea, această expoziție și această ediție poate fi catalogată sub titlul de digitalizare la superlativ. Putem spune, așa cum în industria aeronautică, și întotdeauna îmi place să fac o comparație frumoasă, că fermierii și piloții de avioane au ceva în comun, și anume și unii și alții sunt dependenți de vreme. La fel și în acest domeniu, digitalizarea și-a pus amprenta într-un mod extrem de vizibil. O să vă întreb, rămânând în aceeași arie, ce se întâmplă în România cu digitalizarea și cât de facilă este ea a fermierilor? Da, vedeți, aici ați atins un punct, pot să spun, extrem de sensibil. Sensibil de ce? În România, fermierii și operatorii, lucrând foarte mulți ani cu o tehnică relativ simplă, ultimii ani, ca urmare a dezvoltării tehnologice fulminante pe care toți producătorii cu utilajele lor le-au adus în piața din România, practic au fost acaparați și chiar dominați de acest progres tehnologic, nu în ultimul rând cel al digitalizării, lucru care în România încă nu a fost asimilat în întregime. Sunt foarte mândru să spun că fermierii din exploatațiile mari, fermele mari profesioniste, au primit cu mare interes acest progres tehnologic, dar mai avem mult de lucru la nivelul fermelor medii și mici de a conștientiza și nu așa de mult a conștientiza, cât a convinge clientul că exploatarea și utilizarea acestor sisteme moderne, în primul rând că nu este dificilă, și în al doilea rând asigură beneficii foarte mari. Noi, Clas, și chiar în persoana mea, ne-am propus ca în anul viitor să punem un mare accent pe programe de prezentare și de școlarizare a beneficiilor pe care le aduc aceste noi tehnologii, pentru că dacă omul e obișnuit să pună mâna, să simtă o noutate sau să o vadă, digitalizarea este ceva virtual, iar beneficiile le poți vedea numai după ce o cunoști bine și, bineînțeles, o exploatezi profesionist. Bună ziua, domnule Fișcuci! Mă bucur să ne revedem în târgul de la Agritehnica. Nu era un loc mai potrivit decât o întâlnire cu dumneavoastră și câțiva fermieri. Bună ziua și bine v-am găsit! Un loc perfect de întâlnire. Ne-am adunat aici și venit împreună cu fermierii la invitația noastră să prezentăm ultimele noutăți. E cel mai bun loc să vedem ultimele noutăți în materie de agricultură și utilaje agricole. Grupul este mixt, avem și fermieri mari și fermieri mai mici. Am încercat să aducem fermieri din toată zona noastră. Locurile sunt limitate, nu putem să-i aducem pe toți, deși ne-am fi dorit treaba aceasta. Speranțele sunt să promovăm noutățile și să învățăm cât mai mult, să împingem tehnologia în piață. Trebuie să fim în pas cu moda. Bună ziua, salutăm! Vin pentru a treia oară la Hanovra.
și de fiecare dată sunt fericit că apar noutăți, apar întâlniri cu, chiar cu fermieri, chiar cu furnizorii noștri de tractoare și utilaje. Suntem fericiți de ceea ce vedem în expoziție. Ideea este să găsim și resursele financiare, să putem să le luăm acasă. Ce părere aveți despre spreiere? Sunt ele următoarea etapă sau irigațiile? În ce ați investit, spre exemplu, dumneavoastră? La spreiere vă referiți la autopropulsate? Da, autopropulsate. Noi le avem în fermă. Ce să spun, avem deja două spreiere noi. Ne mai face cu ochiul încă un spreier. Și apropo de noutăți, vine de un urmă partea de la Amazon, un sprayer foarte bun cu Panteraș, sprayer bine cotat, precum și un sprayer de la John Deere. Și au venit cu o noutate absolută. Problema este că nu se vinde în România, deși fermierii și l-ar dori, da. Iar despre irigații, care e situația în zonă? E o întreagă poveste cu irigațiile. În primul rând, este foarte scump să irigi în România, fiindcă curentul este foarte scump, apa este scumpă, nu neapărat instalația. Să zicem, există bani europeni, poți să accesezi un fond, dar încă este scumpă și nu se reflectă în totalitate în producție. Părerea mea, o dată. A doua oară, noi neavând proprietatea terenurilor, majoritatea terenurilor și majoritatea fermierilor, nu știu, poate 90% dintre fermieri, au terenurile arendate. Când te apuci și faci niște investiții de genul ăsta și omul vede că îți merge bine, îți mărește arenda de 2 ori, de 3 ori, de N ori. Și atunci nu o văd chiar cu ochii atât de buni. Ultima oară ne-am întâlnit în câmpurile dumneavoastră la o cultură de rapiță. Cum stă treaba la ora asta cu rapița? Au fost ceva probleme în sudul României. O parte din rapiță, eu am estimat cam jumătate din rapiță, este foarte în regulă. Lucrul acesta mi se întâmplă și mie în fermă, dar s-a întâmplat și celorlalți fermieri, în special în partea de Telorman. La mine jumătate din rapiță este foarte mare, foarte ok, în 8 frunze, arată bine, cu densitate, iar jumătate, adică un pic peste 3000 de hectare, este foarte, foarte mică, asta înseamnă 3 frunze, dar nu ne-am pierdut speranța și eu cred că într-un final nu se va întoarce niciun hectar de rapiță. Pentru că totuși rapița este aproape o buriană. Și am avut surprize plăcute. Spre exemplu, am avut chiar anul trecut, erau niște experiențe făcute cu BASF-ul și în toamnă n-am reușit, nu aveam răsărire în decembrie, nu aveam răsărire și n-am putut să-mi continui sau să programez experiențele cu BASF-ul. În schimb, în primăvară m-am trezit cu rapița ieșită, deci atenție, rapiță neieșită în decembrie, neîncolțită. Peste iarnă m-am trezit că la sfârșitul februarie am avut rapiță ieșită. Mai mult decât atât, am obținut 3 tone jumate în condițiile în care pe o solă de 50 de hectare, 6 hectare le-am avut cu băltiri. Deci dacă adun-o și fac o medie foarte corectă, undeva la 3,7-3,75 tone pe hectar. Asta le spun și fermierilor, pentru că mulți fermieri se grăbesc să întoarcă și nu este o soluție. Sunt absolut convins că pe 15, pe 20 decembrie rapița va fi în 6 frunze și va fi salvată. Acum ce să spunem? Dacă vine un -25 de grade și n-ai zăpadă, îți moare și aia de 8 frunze. Am văzut însă în Agritehnica vizita fermierilor români, așa cum a spus și dumneavoastră, foarte mult îndreptată spre zootehnie. Care este părerea dumneavoastră? Reintroducem zootehnia cu succes în România? Ce să spun, România a fost o țară în care zootehnia a fost pe un loc fruntaș în anii care au trecut. După aceea nu are rost să mai discutăm motivele pentru care s-a distrus, iar acum ne aflăm pe un ușor trend ascendent. Se poate vedea foarte bine evoluția din ultimele luni ale prețului laptelui, care dacă în ultimii ani a fost un preț prohibit și practic zootehnia lucra în pierdere, începând de acest an lucrurile s-au schimbat. Din păcate, fermierii din România care acum se îndreaptă spre zootehnie au extrem de multe piedici
și nu este simplu să pună bazele unei ferme zootehnice. Eu ce pot să spun, că noi încurajăm zootehnia, pentru că la fel ca și cultura mare, zootehnia reprezintă unul din factorii vitali. Din păcate, noi 20% din producția zootehnică și producția de lapte o avem asigurată, iar restul 80% importăm. Bună ziua, domnule Călin Muscă, îmi face plăcere să ne vedem la cea mai mare expoziție Agritehnica. Bună ziua! Mă bucur să vă văd. Spuneți-mi, vă rog, ce căutați? E foarte important pentru mine, am găsit fermieri, dar când vă văd pe dumneavoastră mi-aduc aminte instant de zootehnie, așa că vă întreb, ce căutați în acest târg și ce ați găsit interesant? În primul rând, facem cercetare în acest târg, pentru că e imposibil să stai în pas cu tehnologia fără să nu vizitezi Hanovra. Făceam un interviu puțin mai devreme cu domnul Radu Luigi și vorbeam despre zootehnia care ar trebui sau încet, încet, parcă-i timid în dezvoltare. Câteva cuvinte pe scurt despre direcția pe care o are zootehnia, dacă acum este crescătoare, cred că are nevoie de o astfel de stimulare pe un termen mai lung. Zootehnia are fluctuații, aș putea să spun. Da, sunt într-adevăr acum, sau mai degrabă, dacă mă raportez la ultimele două săptămâni, cred că suntem pe un trend descendent, am vrut să zic ascendent. A fost până acum vreo două săptămâni, a început să scadă din nou, va crește, adică până la urmă vorbim, fermierii trebuie, în România cel puțin din punctul meu de vedere, fermierii trebuie să fie suficient de capitalizați ca să-și permită să susțină inclusiv o pierdere generată de condițiile de piață de la un anumit moment până reușesc să treacă hopul respectiv. Adică nu există să tragi linie după 3 ani de agricultură, că vorbim de zootehnie sau de vegetal, după 3 ani de agricultură nu există să tragi linie să spui că ești pe gaură. Dar sunt momente în care pot să se întindă chiar pe câteva luni, un an. În vegetal e mai brutal, că ajungi la 2 ani. Când ai un an prost, deja te împinge 2 ani în care să susții activitatea. Dar trebuie să fim suficient de capitalizați ca să ne permitem să susținem aceste perioade de pierdere, pentru că în final tot ieșim bine, ieșim la liman. Cum vedeți dumneavoastră această expoziție din punctul de vedere al fermierului român? Atât a celui care a ajuns și a celui care nu a ajuns. Este ea accesibilă fermierului din România? Din punctul meu de vedere, această expoziție este o chestie obligatorie, nici nu pot să spun altfel. Atât Agritehnica cât și Eurotirul, dacă vorbim și de zootehnie. Ca și accesibilitate, poate este un pic mai complicat din punct de vedere organizatoric, dar nu cred că suntem atât de impotenți financiar, fermierii din România, ca să nu-și permită să vină și să vadă efectiv ce va fi la noi pe teren peste 2 ani. E un obligatoriu din punctul meu de vedere. Până la urmă, dumneavoastră, ați găsit ceva de cumpărat? V-ați uitat? Bineînțeles că mi-am făcut, să zic, un shopping list, dar deocamdată vedem, vreau să mă așez cu toate informațiile pe care le-am găsit și le-am obținut aici. Să intrați la negocieri. Bineînțeles, dar până să ajung la negocieri vreau să mă așez un pic și să văd partea tehnică și să văd cum pot să fac puzzle-ul acesta. Pentru că v-am zis, la mine sunt poate un caz mai atipic, trebuie să îmbin și vegetalul și zootehnicul, atunci să văd cum le așez. Credeți că se poate zootehnic fără vegetal? Greu, foarte greu. La fel cum, din punctul meu de vedere, și vegetal fără zootehnic este greu. Adică, în sensul că ești mult mai expus la fluctuațiile de piață. În momentul în care, cu cât lanțul de integrare este mai lung, cu atât ești mai puțin vulnerabil. Și atunci e clar că pentru vegetal prima verigă este procesarea. Acum procesarea poți să o faci fie pe procesarea semințelor, cerealelor, de toate felurile, dar cea mai ușoară variantă este prin zootehnic să faci integrarea. La fel, în momentul în care stai pe zootehnic, nu ai vegetal, ești la mâna comercianților și a traderilor de cereale. Să te duci tu ca și fermă de zootehnic și să cauți cereale de la diversi producători în funcție și de consumul pe care l-ai, iarăși este greu, sau poate nu ai capacitatea să stochezi tu ca și fermă zootehnică consumul de cereale pe un an, dar ți-ar conveni. Atunci, ideea este că ar trebui să încercăm
să cuplăm vegetalul cu zootehnicul cât mai mult. Să încercăm să găsim o variantă de colaborare în genul așa ziselor cooperative. Eu ca și fermă de zootehnic vin și mă înțeleg cu 5 fermieri pe vegetal. De la unul iau porumbul, de la unul iau grâu, de la unul iau lucerna sau diverse variante de colaborare, dar de cală. Locală, dar de care să ne și ținem. Pentru că aici este, din punctul meu de vedere, marele păcat al românului în general. M-am pus la masă astăzi, vorbesc cu 5 oameni, stabilim niște prețuri, batem palma. Dacă peste o săptămână deja vorbim de 5 bani diferență, eu mă duc să fac acolo. Adică, din punctul meu de vedere, avem loc și agricultura României permite să trăim într-un mod foarte frumos, dacă am putea să acceptăm această idee de colaborare. Mă numesc Împușcatul Lucian, reprezint societatea Secelug Marserele din Călmățiu de Sus, respectiv zona Roșiori de Vede, Teleorman. Câte hectare cultivați? Cultivăm 1100 de hectare. Vă văd astăzi în vizită la cel mai mare târg din Europa, la Agritehnica. Cum vi se pare și cu ce ocazie aici? Suntem foarte interesați de ce ni se prezinte și am venit invitați de firma Clas, care avem o colaborare foarte bună. Momentan avem numai utilaje Clas, respectiv 3 combine și 7 tractoare. Vreau să vă întreb ce v-ar interesa și dacă mai doriți să achiziționați ceva. Normal că ne interesează, pe măsură ce trece timpul, tehnica avansează și ne interesează permanent noutățile care apar. Ori la Agritehnica se văd. Iată un moment foarte bun să vorbim despre medalii. Sunteți printre premianți. Sunt mândru că în acest an firma Clas a primit 5 medalii. Este vorba de o medalie de aur pe care a primit-o pentru sistemul threshing automat. Ce vreau să spun, că practic 4 medalii sunt în domeniul digitalizării și unul exclusiv în domeniul tehnic. Acest sistem threshing automat optimizează fluxul materialului în combină pentru a asigura un randament maxim la un consum minim și are avantajul că permanent se urmărește și reglează toate funcțiunile combinei și a întregului flux de batere, scuturare și selectare pe care materialul are în momentul în care a intrat în combina. Medaliile de argint, una din ele s-a acordat pentru sistemul CEMOS pentru tractoare. Noi sistemul CEMOS de optimizare a lucrului combinei îl avem de mult. Acum acest sistem CEMOS se aplică și în cadrul tractoarelor. Și ce rol are? Are rolul de a comunica mai bine cu toate echipamentele cu care tractorul lucrează. E vorba de plug, prășitoare, disc, semănătoare și așa mai departe. Pentru a optimiza, de asemenea, toate aceste sisteme digitale nu au rolul decât de a optimiza și de a ajuta funcțiile de reglaj pe care până acum le făceam manual cu forță umană. Acum electronica, cum se spune, creierul inteligent, artificial, se pare că este ceva mai lucid și nu are emoții și întotdeauna găsește calea cea mai bună pentru a optimiza utilajul. Aceasta este una din medalii de argint pentru CEMOS la tractoare. A doua medalie de argint este acordată pentru sistemul de monitorizare și de reglare CAM la lucrul tractorului la operațiunile de prășit. De ce? În următorii ani se va pune un accent foarte mare pe reducerea administrării ierbicidelor și va trebui combaterea buruienilor să se facă, să se revină practic la prașila mecanică. Dar o prașilă mecanică eficientă la mărimea tractorului de astăzi și a prășitoarelor, nu mai poți face numai din forța umană, ci ai nevoie neapărat de sprijinul electronicii și a sistemelor de reglare. Această cameră ce rol are? Ea urmărește perfect rândul, în așa fel încât să nu fie niciun fel de abateri la nivelul prășitoarei, care efectiv să realizeze îndepărtarea numai a buruienilor, astfel încât plantele să rămână intacte. Următoarea medalie de argint
este acordată pentru sistemul de detectare în trafic a unui utilaj agricol. Clasul este pionier în acest domeniu pentru că în Germania, și nu numai în Germania, utilajele agricole se deplasează tot mai mult pe drumurile publice. Numărul participanților la trafic crește continuu și atunci clasul ce a făcut? A făcut un sistem care echipează combinele și tractoarele, participanții la trafic prin sistemul de navigație pe care l-au echipat pe mașină sunt informați că se vor întâlni cu un utilaj agabaritic, oferindu-le alternative de ocolire a traseului utilajului, respectiv îi avertizează să reducă viteza pentru a evita o posibilă coliziune. Și ultima medalie de argint, am lăsat-o special la urmă, este pentru o inovație în domeniul tehnic și nu digital, și anume este vorba de echiparea tractoarelor agricole pe puntea din spate cu șenile. A fost întotdeauna o discuție foarte aprinsă, ce este mai bine, roți sau șenile. Mă rog, se poate discuta foarte mult pe această temă, pe avantaje și dezavantaje. Cert este că în urma cercetărilor, elementul cel mai important, evitarea patinării, iar specialiștii au ajuns la concluzia că transmiterea cea mai eficientă a puterii în teren la tractoarele agricole peste 500-600 de cai putere se realizează prin intermediul șenilelor. Clas a lansat în acest an în premieră prototipul tractoarelor din gama Axion 900. Aici vorbesc de tractoare între 300-450 de cai putere, care pe viitor, la cerere, vor fi echipate cu șenile. Dacă vorbim de standul Clas, da, mi-a plăcut foarte mult combinația între roți și șenile. Este o combinație bună și cred că o să fie foarte practică la noi în zonă, în piață, piața pe care o reprezint. Aveți terenuri care ar necesita lucruri cu șenile? Terenurile necesită lucru cu șenile, în special dacă e umezeală, nu neapărat panta creează o problemă foarte mare, ci șenile e foarte utilă pentru apăsare și contact cu solul. Aduce foarte multă tracțiune unui utilaj. Și vrem să vedem șenile pe mai multe utilaje clasice.